M-am gândit ca orice femeie care din cauza campaniei nu mai ajunsese la coafor, m-am gândit să fac o programare la coafor. Am ajuns, am coborât din mașină, am urcat în coafor, am rugat-o pe doamna stilistă să-mi spună ce părere are și i-a spus că ar trebui să mă mai tund pentru că am părul ars. Am obținut un scor bun cu toate furturile lor la Primăria Capitalei și la Consiliul General. Deci, prin urmare, așa cum v-a informat deja, dar unii dintre dumneavoastră nu sunteți mulțumiți, președintele partidului, voi deschide lista PSD de la Senatul României.